Dragi ascultători și ascultătoare, vă salut aici într-un nou interviu la Radio O Vocea Speranței. Astăzi discutăm despre grija față de noi, dar și față de mediul înconjurător. Și alături de noi este astăzi Oxana Spinei. Ea are o afacere cu produse reutilizabile de igienă și tot ea este fondatoarea brandului Muna. Bine ați venit la noi, Oxana! Bine v-am găsit! Bună Oxana, iată că suntem înconjurați adesea de un morman de gunoi. Cred că fiecare din noi observă criza asta ecologică care se întâmplă și mai des vedem absorbante, vedem și scutice, dar totodată suntem reticenți să utilizăm alternativele mai ecologice, cum ar fi cel mai simplu, în loc de discuri de demachiere din vată, să utilizăm cele din material. Dar, dumneavoastră, și mai creativă, și mai curajoasă, ați început să promovați utilizarea anume a absorbantelor din textil și a scuticelor. Da. Vreau să ne spuneți mai multe detalii. Când a început afacerea și ce a stat ca motivație la bază? Ca motivație de bază a fost faptul că cândva eu am absolvit Academia de Arte, Facultatea de Design Vestimentar, vesam să devin un designer, să deschid să fac un brand adică, dar tot mai mult și mai mult îmi venea informația despre faptul că industria ușoară industria modii este pe locul 2 a poluării a pământului după petrol și cumva subconștient asta nu îmi permitea tot să tot încep să fac colecțiile mele și după ce am înțeles de ce la mine nu se primește să fac, scot colecția mea, să fac brandul meu, eu am început să Navigez pe Instagram, pe Google, să văd poate este careva producție ecologică a hainelor. Pentru că să mă dizic de cusut, de desenat, nu vroiam. Adică asta era scopul meu în viață. Și întâmplător am merit peste absorbanții textile. Pur întâmplător. Deci tematica era ecologie, să fie ecologic producerea. Și când am răscolit la tema aceasta, eram șocată. Cât gunoi noi aruncăm, cât plastic ne nereciclabil. Deci, și am înțeles că asta e ceea ce vreau eu să fac. Deci, eu nu mă dezic de cusut, nu mă dezic de desenat, de construit tiparele. Și în același timp este o producere, ceea ce visam foarte mult, vreau foarte mult să fac locuri de muncă în special în, în, în sate, deci eu acum trăiesc în sat și atelierul nostru este în sat, dar și minimizăm volumul de deșeuri. Deci cu cât mai mult produc eu, cu atât mai puțin deșeuri meresc uh, la groapa de gunoi. Oxana, dar până la urmă, care este gama de produse? Pentru că nu se rezumă doar la absorbante, că aici la fie există reticență, o să ajungem să vorbim și despre asta, dar mai produceți și alte produse de igienă care pot fi utilizate și mai ușor. Da, deci produsul nostru de bază cu care am început sunt absorbantele, dar tot ce putem produce din materialul pe care îl avem și tot ce putem înlocui ei cu materialul nostru, noi am încercat să producem. Adică încă nu este tot asortimentul pe care noi vrem să-l introducem, dar noi deja producem, pe lângă absorbante și discuri de machiante, aceea ce noi folosim zilnic, absolut în fiecare zi, fiecare fată folosește. Dacă, de exemplu, absorbantele folosim o săptămână pe lună, <laughs> discuri în fiecare zi. Uh, producem scutece, cei ce tot e în normă poluiază mediul. Uh, și producem, deci, accesoarele pentru a păstra, a îngriji toate aceste produse, uh, pelinci impermeabile, tot. Părinții știu că dau un ban, grămadă, până copilul se învață uh, să fie responsabil de <gântări> toate cerințele a corpului lui. Deci, uh, da, asta e gama noastră la moment. Producem, apropo, și absorbante pentru fete mici. Deci, începând de la 9 ani până la 14, ele sunt mai micuțe, dar sunt la fel de sigure. Deci, noi ne bucurăm foarte mult când mămicele cumpără pentru fetele lor, pentru primul ciclu. Asta ar însemna că fetița se deprinde din start să aibă grijă de ea. Și dacă mulți fete acum sunt deprinse cu absorbante de unică folosință și le vine cumva greu să introducă ritualuri noi în viață și cumva asta le oprește, atunci fetele care din primul ciclu încep cu absorbante reutilizabile, deci asta va merge împreună ea toată viața. De asemenea, am mai văzut pe pagina dumneavoastră, pagina afacerii, și pentru mămici care alăptează diferite produse. Ați putea să ne dați câteva da. exemple? Da, da, da. Noi producem pernuțe pentru alăptare, pentru sân. Deci ele lucrează fix ca și absorbantele pentru ciclu, deci aceleași materiale, același cum să spune, același principiu, Că sunt de forma potrivită pentru sân, pentru susțin și la fel de ușor se îngrijesc. Și deci eu am trecut prin experiența asta, deci 10 ani în urmă, eu am cumpărat pernuțele de unică folosință, am probat două bucăți și de atunci am zis că nu mai vreau, nu-mi place, mă simt incomod, da, ele fac funcția lor, dar este eu, te simți foarte incomod, adică este o senzație foarte neplăcută. Deci după acele de, pernuțele cele de unică folosință, cumva îți vine greu să dai sânul copilului. Deci îți vine să te băiești. Adică sunt senzații foarte neplăcute și de aia după absorbantele pentru ciclu prima ce am scos asta pernuțele pentru sân. Și ieri apropo la marșul nașterii eu am venit cu cadouri pentru mamici și le-am oferit șansa să încerci că este altceva și nu e numai decât să te chinui când ești în oraș sau în o și să stai cu senzațiile aceste neplăcute. Dar până la urmă, de ce ziceam anterior că există reticență? Pentru că, bine, unele produse Parcă ne este mai ușor să le introducem în rutina noastră zilnică, cum ar fi discurile în locul celor de vată și pernuțele pentru alăptare în cazul mămicilor. Dar, totodată, există și așa o, o temă foarte sensibilă, cum ar fi menstruația. Mm -hmm. Și aici. Apare cumva dorința de a păstra totul în curățenie, de a uh, arunca totul ce a fost uh, utilizat și uh, cam atât, de a uita de acest proces. Uh, dar uh, în cazul uh, acestor absorbante din textil, este nevoie și să le îngrijim cumva pe ele. Uh, cum facem în așa caz când există reticență din partea femeilor, când nu vreau să, să am grijă de acest proces? Asta e o întrebare foarte frecventă. Deci vreau să spun că pe noi marketingul de asta agresiv ne-a convins că aceea ce e alb e curat. Deci absorbantele albe, de unica folosință, noi credem că ele sunt sterile, dar când o să veniți acasă, o să luați pachetul absorbantelor și chiar să căutați unde este cuvântul steril. Și credeți-mă că nu o să-l găsiți. Deci ele nu sunt sterile. Alb nu este steril și deja multe cercetări s-au făcut pe baza aceasta și s-a dovedit că foarte desi ori în absorbantele, de unică folosință se găsesc uh, microbii care nu trebuie să fie acolo. Vă spun de ce. Deci, chiar și dacă la fabrică ele s-au produs în condiții sterile, magazinele nu întotdeauna le păstrează în depozit uh, în condiții potrivite. Și de multe ori se găseau și chiar și mucegaiul negru, pe care noi încă nu-l vedem, dar el deja este acolo. Uh, uh, grupa de coach. Asta e cel mai des ce se găsește acolo. Deci anume din cauza păstrării incorrecte, ele deci, primesc aceste bacterii care nu este de dorit, punem pe cel mai sensibil loc a corpului, să zicem așa. De ce eu zic că absorbantele de multă folosință, reutilizabile, sunt mai bune, deoarece tu o aduci acasă și tu hotărăști cât de curată e trebuie să fie. Dacă fetele, de exemplu, spălând cu detergent, cu sapun, le pare că nu este destul de curată, eu întotdeauna le recomand să toarne o leacă de peroxid de 3%, Valești pe 3 minute, peroxidul face treaba lui, o clătești cu apă curată și o pui la uscat, atunci ea este precis sterilă. Deci nu folosim spirt pentru că membrana va suferi, dar peroxid este absolut inofensiv și pentru membrană, și pentru bumbac, și pentru, chiar și pentru corp. La fel și în cazul scuticelor, da, desigur. Pentru că mai este și așa un detaliu, că copiii mici sunt foarte activi. Aceste scutece sunt și ele confortabile pentru ei? Sunt sigure? Adică nu, copiii nu vor fi uzi și așa mai departe? Da, deci tiparele scuticului sunt bine gândite și plus la asta straturile care se pun pentru a ambiba lichidul, ele se scot. Deci se detașează de coperta scuticului. Și dacă mica dorește, ea poate să-l spele și la 90 de grade. Deci uh -huh. asta nu este problema. Coperta nu, nu este de dorit, pentru că are membrană și e de dorit la temperatura de 40, chiar și la 60 de grade, doar că cu cât mai mult temperatura, cu atât mai repede se va uza. Deci noi deci reieșim din durabilitatea membranei, deci de la capacitățile ei. În rest, dacă mamica vrea să spele straturile din bibare la o temperatură foarte înaltă sau să calci cu fier de calcat la temperatură înaltă, nicio problemă. Dar care este, de fapt, motivația oamenilor care vin să procure de la dumneavoastră? Vreau să știu ce se întâmplă și după culise. Vreau să ne povestiți. Da, un pic. sunt două motivații principale. Sunt acele motivații din care noi și am pornit, să zicem așa. Deci este confortul personal și ecologie. Deci, fetele care au probleme cu, sau copiii, da? sau mamele care au copii care nu acceptă obiecte de igienă de unica folosință, pentru că, din păcate, aceste obiecte de unica folosință este plasticul înălbit cu clor. Și acest clor nu se spală la sute de procente, el rămâne. Un, un anumit procent de clor rămâne și asta provoacă uh, iritații. Um, și deci asta este un motiv, deci corpul nu acceptă obiecte de igienă de unică folosință. Și fetele vin, fetele mamele vin la noi. Și a doua motivație este ecologia, deci mamica a vede cât de multe scutece ia arunc pe zi. Eu experiența mea personală este de 10-15 scutece pe zi bine, cineva acum o să ei, de unde, hai, 5. La noi era situația altfel, copilul nu suferea, făcea doar o dată pipi și deci era foarte categoric, cerea să fie scos, deci la noi pur noi eu îi punem ca pur și simplu să păstrez mobila, să zicem așa, curată, dar el nu stătea deloc, nu știu, o oră, două, trei. Deci odată s-a dus la liceu, eu schimbam. Și la noi se ducea 10-15 bucăți pe zi. Din păcate, din păcate, 10 ani în urmă, eu nu știam de scute, ce de multă folosință. Dar uh, acum ele sunt, ele se produc la noi în Moldova, nu trebuie să plătești pentru livrare mai mult decât costă scutecul. <laughs> uh, este din bumbac, copilul nu se atinge din nicio bucățică de material uh, poliester, cu fel de fel de chimie. Deci, ziceam de motivație. Oamenii când văd scoți, scute ce aruncă, plus că și financiar, el iese mult mai ieftin. Poți cumperi un set de 5, 7 sau chiar 10 scutice, și datorită faptului că ele sunt durabile, tu poți să crești trei copii în acești 10 scutece. Deci, bine, tu poți să schimbi straturile dacă deja au ieșit din folosință, da? Dar copertele, ele sunt foarte, foarte durabile. Deci, până la 5 ani. Și să, dacă sluăm că noi, undeva un an, un an jumătate, copil poartă scuticul, da? Deci trei copii liber trec prin același set. Dar și dacă vorbim de ecologie, fetele tot. Cineva trece la cupa menstruală, cine nu poate să treacă la cupa menstruală, trec la absorbantele textile. Dar mai este aici așa un moment că în călătorie, de exemplu, sau când suntem în oraș, pare a fi mult mai complicat să utilizăm aceste produse de igienă. Dar, Oxana, cum explicați acest fapt și ce argumente pro și ce argumente contra, dacă sunt, da, le dați da, fetelor? Da, chiar îmi place întrebarea asta. <laughs> pare a fi mai complicat, dar că atare nu. De ce? chiar am citit nu de mult un comentariu. Iată, eu iubesc să călătoresc uh, anume uh, cu autostopul, anume adică fără hoteluri, să dormim undeva în cort. Păi apare întrebarea, uh, a, și deci ce eu trebuie să le port uh, în geantă? Păi nu trebuie să o porți în geantă, tu și acela de unica folosință nu-l arunci peste tot. Tu oricum, dacă nu ai un coș de gunoi, tu îl pui în geantă. Corect? Așa e, da? Dar, care e diferența? Diferența este foarte mare. Acel de mult folosință are membrană care respiră și absorbantul pus în geantă sau un plic, care noi tot producem, el se usucă și nu are miros deloc. Uhum. Deci, când ne murdărim la o camaș, s-au uscat sângele. El nu are deloc miros. Dar absorbantul acela, de unica folosință, tu îl pui în geantă și evident că tu vrei cât mai repede să scapi de el. Da. Deci aici este o părere foarte greș greșită. Adică oricum, chiar și fetele care călătoresc și cu cortul, tu oricum, odată pe zi sau odată în două zile, găsești un robinet cu apă rece și îl speli.

Apropo despre valori și motivații, într-adevăr, acum pentru noi este o motivație aparte să economisim timpul. Repede am utilizat ceva, am aruncat, am mers mai departe. Dar de ce totuși ar trebui să fie pentru noi o prioritate să economisim, de exemplu, banii pe produse care ne poluează natura și ne strică sănătatea și să ok, să petrecem acolo acele 10-15 minute spălând produsele de igienă reutilizabile, de ce asta ar trebui să fie mai important decât procesul ăsta de am luat, am aruncat și am uitat? Deci, în primul rând, ca atare, dacă noi trecem la absorbante de multă folosință, noi economisim bani. Deci, noi am făcut calculele durabilitatea absorbantelor textile este de 3-5 ani depinde din de metoda de îngrijire dacă le spălăm cu mânuta ele ies mai repede din folosință dacă cu mașina de spalat apropo ele pot fi spalate și în mașina de uh -huh. spalat de timp dacă să zicem da. Um. De bani ziceam, da? Da, da. Economisim. Da, economisim bani. Da, apropo, am făcut calculele și dacă în 3 ani, dacă le folosim doar 3 ani, noi economisim de 3 ori. Deci, suma nu este de, nu știu, de 300 de lei sau de 100 de lei, este de 3 ori. Deci, un set pe 3 ani va costa undeva 1.500. și jumătate. 1500, da? Uh -huh. uh, pentru obiecte de igienă de unică folosință, de absorbante, uh, de obicei, femeia cheltuie peste 2000, aproape 3000 de lei. Deci, uh, chiar nu 3000, 3000 și 400. Adică de, noi am scotit vreo jumătate de an în urmă, nu știu acum cu prețuri. Putem vedea, de exemplu, chiar acum, undeva da. 60 de lei cu cutia, câte... Ele acolo... Acum fac șmecherii ca la... știți, la cereale. Nu pun un kilogram, <laughs> dar... 800 de grame. Dacă cândva erau 20 de bucăți, acum sunt 18, dacă nu mă greșesc. Deci, lunar... Să zicem, acolo avem nevoie de... Deci, o... Cel puțin un, un pachet, da, cel puțin dar un de obicei unul și jumătate. Da. Asta ar fi cam câ câți lei reiesc? 80 de lei precis. Da. 80 de lei înmulțit la 12 luni... nu. <laughs> 80 de lei uh, înmulțit la 12 în ies, 900 avem 960 de lei uh, și dacă da, mulțim la 3 ani, da? 3 ani, da, 2880 de lei. Exact da, cum da, ați spus da. dumneavoastră, 3000 de lei să, da. Rătun, să rătungem. Da, și uh, da, dacă pe 5 ani, în general. Da, iese da. foarte bine. A, și asta noi nu socotim absorbantele de fiecare zi. Da. Și apropo, vreau a, să spun fetelor că absorbantele de fiecare zi voi nu aveți nevoie de ele. Deci a, asta e un marketing foarte agresiv. Deci pe voi vă convins că dacă porți absorbantul de fiecare zi, tu ești a, super civilizat, curățel și așa mai departe. Dar, ca tare, absorbantele de fiecare zi vă provoacă o daună da enormă pentru sănătate. La urma urmei, dacă vă temeți să treceți la absorbantele textile pentru ciclu, eu vă îndemn să treceți măcar pe acele de fiecare zi. Dacă este important pentru fată să poartă în fiecare zi absorbantul deci, pentru că la noi absorbantele de fiecare zi sunt chiar și fără, membrană. Deci este bumbac 100%. Și este o senzație chiar și în fiecare zi, chiar și în timpul ciclului. Absorbantele textile vă dă o senzație de parcă sunteți în chiloței. Deci este bumbac. Bumbac, chiloței din bumbac, absorbantul din bumbac, o să vedeți o diferență enormă. Eu când am încercat prima dată, când abia elaboram tiparele, eram șocată. Eu am și acum exemplarele cele nereușite, dar bune pentru folosire, deci care nu au ieșit în lume, să zicem așa, deja de 2 ani și eu încă nici gând să le arunc, deci ele sunt super bune uneori oamenii pot spune așa, de exemplu, eu am suficienți bani, de ce să fac calcule, să economisesc, dar din perspectiva mea, dacă îmi permiteți, Oxana, mm -hmm. cred că, da, bine, avem bani, putem să ne permitem și chestii de unică folosință, dar însă, ca urmare, cumva noi dăm bani pe ceea ca să avem în jurul nostru gunoi mm -hmm. și să respirăm cu aer poluat și să ne stricăm sănătatea până la urmă. De aia, da. cred că poate accentul dacă. Îl punem doar pe bani, oamenii pot să spună că eu nu am problemă mm -hmm. cu asta. Dar dacă punem accentul și pe sănătate, cum ați spus și dumneavoastră, că plasticul acesta și așa mai departe poate produce daune sănătății, atunci cred că putem să convingem și um, o altă parte a populației care zice că eu sunt ok financiar. Da, știți eu foarte des Întâlnesc fetele când ies la o expoziție, la un târg, și fetele vin și spun ginecologul mi-a spus nu folosesc absorbantele de unica folosință. Ce puteți îmi propuneți? Adică ginecologii spun clar că problema revine iar și iar lunar, anume din cauza absorbantelor. Deci, și foarte mult fete, când vin, iată, la târg, și am posibilitatea să vorbesc față în față chiar îmi place. Deci, eu, dacă veniți la mine, puteți să-mi dați o mie de întrebări, eu răspund foarte mult, îmi place să vorbesc la tema aceasta. Și mult fete vin cu problema că după ciclu, 3-4 zile deja s-a terminat ciclu și încă 3-4 zile au senzații neplăcute. Și ele deja singure își dau seama că nu e ok și își dau seama de la ce e asta. De atâta și vin la noi deci, să înlocuiască cu absorbante textile. Apropo, unde vă pot găsi femeile, domnișoarele? Deci noi suntem foarte activi, mai mult activ pe Instagram. Avem și pagina pe Facebook, Fiber, Telegram, WhatsApp, cine cu ce s-a deprins, eu răspund întotdeauna cât posibil de repede, dar și la târguri. Iar sale, unde iar sale, dacă tematica e potrivită, noi suntem acolo. Și Dar și cum, noi căutăm căi, unde mai mult și mai mult să aparem. Uh, foarte tare vreau la anul să ne mirim și la expoziția fabricată în Moldova, pentru că deja suntem uh, afacere oficială. Uh, anul trecut, uh, încă eram așa, abia, abia am, începeam uh, cu documentele, variantele, și nu avem posibilitatea să intrăm la, la nivel oficial, să zicem așa, la expoziția asta. Dar eram gata. De deci, ce e foarte tare vreau la anul să venim și noi? Și vă invit să veniți, chiar la orice târg, vedeți, de obicei este lista de participanți, unde ne vedeți, nu e numai decât să veniți și să cumpărați. Veniți și puneți mâna, eu povestesc, și pe urmă, când o să vedeți pe Instagram fotografiile, deja o să aveți idei ce e asta, despre ce eu spun, ce arăt. Da. da. Eu vă mulțumesc, oxana, pentru aceste informații și sper că fetele, femeile care sunt astăzi alături de noi au prins la curaj să aibă mai multă grijă față de sănătatea lor și să încerce ceva nou precum produsele de igienă reutilizabile. Mulțumesc mult, cu drag! Dragi prieteni și prietene, astăzi am discutat cu Oxana Spinei, fondatoarea brandului Muna, care este o afacere cu produse reutilizabile de igienă. Și în continuare, noi vă dorim o zi cât se poate de frumoasă și nu uitați să aveți grijă de sănătatea dumneavoastră. La revedere!